A murit foarte repede. Și moartea a venit fulgerătoare acestui om. Cine, pentru ce? Cine era? Cumnatul meu. Cumnatul dumneavoastră? Câți ani avea? 63 de ani. Și a murit pe cât? Păi l-am adus luni și a murit joi, în 3 zile. Ce v-au spus medicii atunci? Foarte suspectă. Nu trebuia să moară așa foarte repede. Zice că l-a tratat cu ceva, cu o soluție. Dumneavoastră, medicii, când a murit, ce v-au sunat, ce v-au chemat la spital, ce v-au spus? De ce a murit? Că a murit cu infarct. Cu ce problemă a ajuns mai exact la spital? Cu plămânii a avut. Câte zile a fost internat la ATI? Poftim? Două zile. Două zile a fost internat la ATI. Ce da. V-au chemat cei din conducerea spitalului astăzi? V-au spus ceva? Nimic, absolut nimic. Credeți că s-a făcut vreo greșeală? Normal. De ce? Pentru că am murit prea repede. Mărturiile șocante ale rudelor, celor care au murit la Sfântul Pantelimon în timp foarte scurt. O să vă arătăm și care au fost cauzele oficiale ale acestor morți suspecte. Și tot astăzi... suplimentar niște imagini șocante din acest spital Sfântul Pantelimon. Sunt 4 anchete în derulare. Ce este șocant este modul în care conducerea spitalului și medicii de acolo se raportează la rata de mortalitate. Fosta șefa ATI-ului a declarat că a fost adusă morga mobilă în spatele spitalului și ținut acolo până acum 3 săptămâni. Unul dintre chirurgi, și v-am arătat și ora trecută, o să vă arăt și ora aceasta, spune că este spitalul săracilor, al vârstnicilor, al persoanelor, cazuri sociale și că s-a mai întâmplat unde să moară oameni. Nu stă el acum să documenteze subiectul și medicii sunt cei care reglează pe acolo aparatura că, citez, nu s-au născut asistentele deștepte, tot medicii le învață, sunt însă mărturii ale asistentelor, ale îngrijitoarelor de la Spitalul Sfântul Pantelimon, o să le discutăm pe toate și ora aceasta. O să intrăm în direct și cu șeful de la ATI pentru a înțelege care este în mod uzual rata de mortalitate, pentru că discutăm în acest caz despre un număr foarte mare de decese. E drept că sunt principal persoane vârstnice, dar până la acest moment nimeni nu a dat o explicație coerentă. Se vorbește inclusiv despre dezgroparea acestor cadavre. Ce s-o mai putea face în aceste condiții? Nu știm. Până la acest moment 3 asistente au fost audiate de procuror. Vă spuneam că sunt în derulare 4 anchete. A fost acolo și ministrul Rafila. Dacă se vor dovedi toate aceste acuzații, este unul dintre cele mai cutremurătoare cazuri din sistemul sanitar din România. O să discutăm ora aceasta și despre ce se întâmplă în dosarul 2 mai, pentru că unul dintre martorii importanți și-a retras o declarație din dosar. Sunt însă declarații absolut sensibile și cutremurătoare ale tatălui lui Sebastian Olariu. O să le urmărim împreună. O să discutăm ora aceasta și despre taxa pe boală. E sau nu constituțională? Chiar și în ultima ei formă va fi în direct alături de noi și fostul președinte al CCR. Sunt Ioana Constantin. Începe a doua oră de Politica Zilei. Invitații mei și ai dumneavoastră de la această a doua oră în platou alături de noi, avocata Gabriela Savu, mulțumesc foarte bună mult. Bună ziua, mulțumesc și eu. Este alături de noi și Horia Gorescu, președinte Forța Dreptei Sector 1, Dreapta bună Unită, ziua. Mulțumesc Horia. Printr-o legătură video, Monica Tatoiu, antreprenor, bun găsit doamna Tatoiu, mulțumesc foarte mult. Senatorul PSD Bogdan Matei, mulțumesc de asemenea foarte mult. Și pentru a înțelege mai bine acest caz, îi mulțumesc foarte mult domnului Vasile Barbu, este președintele Asociației Naționale pentru Protecția Pacienților. Vă mulțumesc foarte mult, domnule Barbu. Bună ziua, bună ziua. A mai fost un scandal similar în 2016, a mai fost un scandal legat de Spitalul Sfântul Pantelimon în 2016 și atunci dumneavoastră ați făcut acolo niște demersuri. Domnule Barbu, vreau înainte de a intra în dialog să vedem împreună cu telespectatorii declarația unui medic chirurg de la Spitalul Sfântul Pantelimon. Îi rog pe colegii mei să arătăm declarația doctorului care spune că e spitalul săracilor. Sunt zile mai bune, sunt zile mai rele, spune domnul Toni Popescu, medic la Spitalul de Urgență Pantelimon. Pantelimonul este spitalul oamenilor săraci, neîngrijiți, al vârstnicilor, cel care preia cazurile sociale. Nu ar trebui să vă mire rata mare de mortalitate de la secția de ATI. S-o mai fi întâmplat să moară oameni, nu stau să mă documentez pe temă, nici asistenta și nici directoarea de îngrijiri nu au competențe, mai ales că e nemulțumită și vrea să fie schimbată că nu-și face treaba. Medicul programează injectomatul pe kilogram corp. Meseria asta e grea. Aparatul, rostul lui, tocmai asta e, să fie programat. Dar nu să dai pacientului adrenalină non-stop, ci cât să rămână în viață.
Medicul nu umblă la aparat, doar dă indicații, știe să umble medicul, că asistentele nu s-au născut deștepte, au fost învățate de doctori. Domnule Barbu, ce se întâmplă în spitalul ăsta? Este penibil acest individ care este de fapt un medic chirurg care în ultimii ani nici măcar doi pacienți n-a mai operat. Nu știu de unde primește salariul și pentru ce. Este cel care incită personalul pe grupuri ale personalului, au diverse grupuri sociale și incită medici și asistente medicale unii împotriva celorlalți. Se folosește de tot felul de tertipuri. Este, dacă îi vedeți și citit mesajele siropoase la adresa unor oameni care veți vedea că vor fi dovediți ca vinovați pentru tot ceea ce s-a întâmplat, o să vă minunați. Deci acest individ nu știu ce caută acolo, nu știu de ce cei din sindicat, de la Comisia Sindicatului, îl susțin acolo, pentru că nu este un om care muncește, care a făcut ceva, nu știe. N-a mai pus mâna pe un pacient de ani de zile. De aceea ne întrebăm și aș vrea să verifice cineva și din corpul de control al Ministrului Sănătății de unde e plătit și pe ce e plătit acest individ. Și vedeți și dumneavoastră declarația lui, care e total aiurea. Cum adică asistentele sunt proaste? Asistentele de terapie intensivă sunt foarte bine formate, sunt deștepte, nu așa cum spune el, chiar face parte din, chiar pot să spun, au rolul cel mai important în secția de terapie intensivă, pentru că stau cele mai multe ore continuu cu pacient. Deci nu poate fi vorba de așa ceva, iar nu spune el că mulți dintre medicii din terapie intensivă, în prima parte a zilei, nici măcar nu prea stau prin secție, că stau în blocurile operatorii și dau anestezie. Toți se îngrămădesc acolo, iar secția rămâne pe baza asistentelor medicale. Deci, ce să vă spun? Iată un exemplu că acest individ este unul dintre cei care incită și care creează o tensiune foarte mare. Dar, domnule Barbu, și managerul ne-a spus că sunt, că aceste morți suspecte, cum le numim noi, ne-a spus că erau de, nu puteau fi evitate. Vreau să vedem imaginile de la acest spital surprinse de asistente și îngrijitoare. În urmă cu puține zile s-a spart o țeavă de la WC-uri și ce credeți? Picura mâncarea pe holul pe unde se duceau oalele cu mâncare pentru pacienți. Și ne-a spus Cătălina Antohe ora trecută aici că a venit a doua zi un control, reparaseră într-o parte, era spartă în alta. Haideți să vedeți condițiile absolut mizere din acest spital pe care ei singuri îl numesc al săracilor. Bună dimineața, ne aflăm la Spitalul Sfântul Pantelimon, la subsol. Uitați-vă în ce condiții ne putem schimba. În fiecare dimineață îmi curge apă în cap din această conductă, în fiecare zi de câte ori venim la muncă, iar fetele trec cu masă pe aici. Așa, și apa, picuri în oale. Pipă de niște pipi. Așa, niște pipi și ne pică în cap în fiecare dimineață. Da? Astea sunt condițiile noastre. Poate cineva vine să vadă și să rezolve o problemă, să rezolve problema. Nu să repare. Cine să repare? Trafavare? În groapă. Lasă-le pice pe cadă ăsta în cap. Așa, Mia. Cu anualele cu mâncare. Și anuale, da. Foarte frumos. Mulțumesc frumos. Da, doamna Tatoi, eu vin și către dumneavoastră. E mizerie, am mai văzut la Botoșani așa ceva, tot în filmări pe care le-am primit la acel moment de la asistente, unde a murit Alexandra, fata gravidă. Mizerie de nedescris, o lipsă totală de respect și față de personal și față de pacienți. Aia nu știe nimeni lucrurile astea, adică mor 20 de oameni așa în câteva zile și mi se pare ceva normal, pentru că au mai murit oameni. Peștele de la capsă. Și Spitalul Pantelimon, de când știu eu, de vreo 20 de ani, a avut permanente probleme pentru că numirile de manager s-au făcut întotdeauna politic și acum înțeleg că acolo sunt niște răzbunări. Șefa de îngrijire a fost schimbată acum o lună, șefa de la ATI a schimbat acum vreo 6 luni de zile și se luptă între ei pe spinarea pacienților. Iar domnul Toni Popescu, pe care l-am cunoscut personal, a trebuit să-l întrebe corpul de control câte operații și ce fel de operații a făcut în ultima vreme și ce probleme avea în spital. Și de ce la Sanitas, care este sindicatul
asistent cadrelor medicale medii, s-a creat un departament special de sindicat al doctorilor, pe care al cărui șef să fie acest domn Toni Popescu, cu obrăznicia de ripare pe care ați dat-o. Da? Deci astfel de oameni. Dar este vina Ministerului Sănătății, pentru că majoritatea directorilor de spitale sunt numiți cu detașare. Nu tu concurs, nu tu competențe, totul este făcut politic. De asta mor oamenii în România. Da, oameni da. Care n-au ce să caute. Vreau să-l mai întreb pe domnul Barbu, ați mai făcut niște sesizări acolo în 2016. Lucrurile nu sunt mai bune, ci sunt cu mult mai rele dacă ne uităm și la numărul acesta foarte mare de decese și la atitudinea față de pacient și la condițiile efective în care își desfășoară și personalul medical activitatea, dar în care trebuie să fie îngrijiți, da, salvați pacienții. Da, o felicit pe doamna Tatoi, este foarte informată, este, iată, la detaliu. Da, pot să vă spun că din 2016 a fost o perioadă în care a fost alt manager care la început au mers lucrurile rău, dar încet, încet le-au rezolvat. Și vă rog să mă credeți, noi ne ocupăm printre altele și prin preluarea pacienților rătăciți în sistem și începusem să ducem pacienți și acolo la Spitalul Pantelimon, chiar și au fost operații mai mulți pacienți în secția de chirurgie, pentru că avem și chirurgi foarte buni, ortopezi foarte buni, secția de ginecologie patologică, avem medici extraordinari, în ginecologie, obstetrică ginecologie la fel, nu vă spun, în secția de neonatologie avem niște profesioniști. Deci acest spital nu este un spital care are o lipsă de specialiști de vârf. Sunt specialiști de vârf. Din păcate, așa cum spun foarte corect, spunea doamna Tatoiu, conducerile, an de zile, au fost la un nivel atât de scăzut încât n-a reușit să integreze, acești oameni n-au reușit să integreze nici secțiile între ele, nici specialiști de pe cea secție. Tot timpul, iată cum face actualul manager Socia și mi-asum răspunderea, el incită personalul și avem probe, chiar în scrisuri, legat de modul cum incită personalul împotriva unui, împotriva altora. Deci, ca să-și păstreze el postul, pentru că, vezi, Doamne, este criticat și cine dă în presă știri este împotriva spitalului și împotriva oamenilor de acolo din spital. Da. Deci, aici este o nebunie. Deci, nu continuă a fost. Deci, a fost o perioadă când lucrurile au mers bine, dar, din nou, când a venit acest domn Socia, împreună cu directorul său medical, unde noi i-am monitorizat și să vedeți la ce se dedau și cât de neserioși sunt, vă alarmați. Nu avem timp să discutăm acum pe acest subiect, dar sunt oameni fără demnitate, oameni care n-au ce căuta pe asemenea funcții la un spital foarte solicitat, e foarte adevărat. Și nu e adevărat că sunt doar persoane sărace. Sunt și oameni care sunt trimiși, care au funcții înalte. Sunt polițiști, sunt militari. Nu n-ar trebui să conteze asta în fața medicului și al profesorului și al judecătorului. N-ar trebui să conteze. Dar și judecătorii au fost internați. Păi aia zic, nu contează cine ești. Oameni săraci. De acord. De ambulanță teritorială, pentru că pe sectorul 2 și 3, uneori chiar din centrul capitalei, sunt duși cu ambulanța pacient direct acolo. Corect. Astea sunt regulile, duși unde este mai aproape. Da, mulțumesc, vă mulțumesc foarte mult, domnule Barbu. Bogdan Matei, înainte de a arăta oamenilor și cine sunt acești pacienți decedați, pentru că avem, sigur, nu nume, protejăm date personale, avem doar vârstele. Dar înainte de asta, Bogdan Matei, sunt acuzații foarte grave pentru ce se întâmplă acolo. Dacă se dovedesc, e unul dintre cele mai tragice cazuri din ultimii ani din România, poate cel mai tragic de după 90. Problema este că acolo mizeria este de nedescris, condițiile sunt de nedescris și raportarea la pacient, la viață și chiar la personalul medical de acolo este îngrozitoare. De acord, este o tragedie și, din păcate, din primele informații pe care le prezentați și dumneavoastră, sunt probleme deosebite atât pe parte de act medical, dar și pe parte managerial. Sigur că, din acest punct de vedere, există în acest moment corpul de control care analizează tot ceea ce s-a întâmplat acolo. Avem și pe de altă parte și colegiul medicilor și eu sunt convins că, într-un timp relativ foarte scurt, toate
aceste nelămuriri ale noastre cu privire la ceea ce se întâmplă în Spitalul Pantelimon se vor rezolva. Vom avea un răspuns la toate aceste lucruri, iar oamenii vor ști foarte clar ceea ce se întâmplă acolo, dincolo de anumite mesaje sau, mă rog, anumite știri pe care le-am primit, că oamenii respectivi ar fi fost internați într-o stare gravă, cu boli destul de grave. Cred că aceste aspecte sunt mai puțin importante. Cel mai important lucru este acela ca în momentul în care intri într-un spital să fii tratat corespunzător, să ai condiții bune, iar ultima și cea mai importantă din punctul meu de vedere este latura umană, modul în care reușești să interacționezi atât cu medicul cât și cu asistentele sau, mă rog, personalul medical, și cred că aici avem de suferit în toate spitalele, numai în cazul pe care dumneavoastră îl prezentați. Hai să arătăm puțin vârstele persoanelor care au decedat. Sunt datele, sunt cauzele oficiale ale acestor persoane, nu neapărat vârstele, cât ce ni se spune ca fiind cauză. Vedem aici o femeie de 87, nu acesta, dragi colegi, celălalt era bine, 87 de ani, mergem în jos, derulăm, în special am văzut vârste peste 80-90 de ani, 89 de ani, iată, 82 de ani, 70, se vorbește despre AVC-uri, am văzut aici probleme care țin de zona pulmonară. Cu îngăduința invitațiilor din platou, mă bucur mult că e alături de noi domnul profesor dr. Dorel Sandes, președintele Societății Române de Anestezie și Terapie Intensivă. Bun găsit, domnule profesor, vă mulțumesc mult că sunteți alături de noi. Încercăm să înțelegem dacă, dincolo de aceste acuzații grave, unde trebuie să facă lumină și medicii de acolo și Ministerul Sănătății, dar mai ales justiția, încercăm să înțelegem dacă e normală o astfel de rată de mortalitate într-un astfel de spital pe o secție de ATI, pentru că asta e ce am văzut în declarațiile de acolo astăzi. Bună ziua! Desigur că o să mă refer strict la aspecte medicale, anchetele numeroasele comisii urmând a face adevărul. Vis-a-vis de aceste aspecte medicale, cred că este interesant, util și important să descriu puțin medicamentul care este, de fapt, în mijlocul acestui caz, noradrenalina. Acest medicament are o particularitate cu totul aparte. Dacă alte medicamente, cele mai multe, se dau în niște doze foarte clare, stricte, de exemplu, adrenalina, care o formă asemănătoare, să spune, de noradrenalină, în stopul cardiorespirator, se dă în doze foarte, foarte clare, indiferent de sex, vârstă, greutate. Un miligram la 3-5 minute intravenos pentru a face resuscitarea până când pacientul e resuscitat sau până când se declară decesul. La noradrenalină, dozele variază într-o plajă extrem de largă, astfel încât între doza minimă prescrisă de Societatea Internațională de Terapie Intensivă, ale cărui ghiduri le urmăm și noi, și doza maximă e de 300 de ori mai mare doza maximă decât doza minimă. Această diferență, plajă foarte mare, impune adaptarea dozei fie de caracteristicile fiecărui, în funcție de cum răspunde la medicament, și foarte important, și în funcție de efectele secundare posibile are acestui medicament. El este un medicament care crește tensiunea pacienților, stimulează inima, dar în doze prea mari poate duce la efecte secundare grave. Tulburări de ritm cardiac, tahicardie, stop cardiac sau chiar deces, și afectarea și altor organe. Astfel că nu există o doză fixă, ca să spunem foarte ușor dacă doza a fost prea mare sau prea mică, și din acest punct de vedere, cred că această acuzație generalizatoare în care la toți s-a dat o doză prea mică este cel puțin discutabilă, dubioasă, mai ales că n-a fost făcută de un medic în cunoștință de cauză, pentru că medicii fac recomandările în această situație. Acest aspect este, cred că, foarte important. Și el va fi fără îndoială luat în considerare de expert în stabilirea adevărului în această situație. Urmează să vedem un raport miercurea viitoare. Da, vă mulțumesc foarte mult, domnule profesor Dorel Sandes, că au ajuns acolo și procurorii. O să vedem imediat și noi imagini și date suplimentare. Gabriela Savu, e un caz cu tremurător. Problema este cât poate justiția să facă lumină aici.
poate să facă lumină. Faptul că există o anchetă penală poate ne asigură cumva de faptul că lucrurile nu vor fi ascunse sub vreun preș. Avem acolo un procuror de caz care cu siguranță va strânge toate probatoriile necesare, vor audia desigur și personalul implicat de la secția de ATI respectivă, vor strânge documentația pentru că există protocoale medicale, eu nu sunt specialist, sunt avocat, dar cu siguranță că aici totul este documentat și instrucțiunile care se dau de către medici se trec în niște fișe, inclusiv cele verbale, cu siguranță că se consemnează în scris. Există trasabile toate aceste manevre care se fac la nivelul unei asemenea secții și aici sigur că va veni parchetul și ne va spune ce s-a întâmplat după finalizarea anchetei. Nu cred că trebuie să ne dăm noi deocamdată cu părerea, însă ceea ce este cert este că avem cel puțin aparent o atitudine absolut de nepermis. Am citit mai devreme, ați redat dumneavoastră declarația aceasta în care ni se spunea că este un spital al săracilor, al oamenilor. De, noi nu avem spitale ale săracilor în România. Asta este un spital din rețeaua Ministerului Sănătății. Corect. Este un spital unde ajungem și eu și dumneavoastră. Pardon, și dumneavoastră, în ipoteza în care, Doamne ferește, suntem pe protocolul de alocare al cazului urgent respectiv, dacă salvarea te duce undeva în ziua respectivă fiind alocat Spitalul Pantelimon pe criterii de teritorialitate sau știu eu pe protocolul pe care ei îl au de arondare a acestor spitale de urgență, te poți trezi acolo. Eu am o experiență, dar veche, în urmă cu vreo 20 de ani, vreo câteva nopți am păzit-o pe bunica mea în acel spital să nu cumva să se urce gândacii pe dumnea ei. Deci, dar asta era, recunosc, acum 20 de ani. Am crezut că lucrurile au evoluat între timp, dar se pare că suntem în continuare. Tarați din punctul ăsta de vedere, avem un fel de, cum să zic, nesimțire instituțională, că eu nu pot să numesc altfel atitudinea unor cadre medicale care își desfășoară activitatea zi de zi în condițiile pe care, iată, și dumneavoastră le redați acum în imaginile acestea și nu strigă zi de zi că nu mai pot așa, că nu-și mai pot desfășura activitatea în condiții de siguranță și lasă lucrurile să treneze în așa fel încât astăzi să ne uităm din nou oripilat la imaginile ce curg pe ecran. Da, vă întrerup un pic pentru că tot în acest context avem un breaking news de acolo, de la Spitalul Sfântul Pantelimon. Au ajuns acolo procurorii pentru că urmează ancheta, acestea sunt imaginile, în urmă cu foarte puține momente, procurori și poliție la Spitalul de Urgență Sfântul Pantelimon din capitală. Vă spuneam, de dimineață au fost ridicate fișele de observație. 3 dintre asistente au fost deja audiate de procurori. Este o anchetă penală în curs. Horia Grigorescu vor stabili chestiuni legate de morțile acestea suspecte, dar rămâne discuția de mai devreme. Rămâne discuția de mai devreme, dar rămâne totodată și o stare care trebuie să fim cinstiți. Este generalizată la nivelul întregii acestei țări. Adică condițiile din spitale nu sunt niște cazuri singulare. Din păcate, acestea le vedem atunci când sunt anumite cazuri de notorietate și care fac acest circuit al televiziunilor și vedem cu adevărat dramele cu care ne confruntăm. Da. Dramele acestea există zi de zi, atât din punct de vedere al condițiilor pe care le au spitalele respective, în care te uiți oripilat și vezi cum efectiv curge din instalația sanitară în mâncarea oamenilor. Tot soiul de, nu știu, Doamne ferește, nici nu vreau să zic ce curge acolo. Sau vezi spitale precum cele de la Neamț, dacă mai aduceți aminte, în care băgai mâna prin perete sau te uitai la tavan deasupra și vedeai acoperișul. Pe de altă parte, avem aceste cazuri de lipsă de umanitate. Actul medical presupune și o doză de umanitate. Nu poți să faci medicină, să fii un doctor fără o doză de umanitate. Și am pe lângă aceste cazuri extrem de dramatice, de grave, care impresionează inclusiv prin perspectiva numărului. Sunt foarte mulți oameni într-un interval foarte scurt de timp, cu toții ne punem semne de întrebare. Sunt niște cifre, vorbeam și înainte de emisiune, normale, nu-i cuvântul potrivit, în limitele statisticilor sau sunt niște cifre extraordinare care exced unui cadru normal al statisticilor? Pe de altă parte, avem acest, am eu cel puțin, cu toții am fost, cred că, oripilați de declarațiile acestui domn Toni Popescu. E important să-i repetăm în mod obsesiv, poate, numele, ca să-l rețină oamenii. Când ai o astfel de afirmație pe care o dai cu o nonșalanță așa, spitalul ăsta e spitalul săracilor, ce vă așteptați?
Și raportarea aceasta la ceilalți oameni care sunt implicați în actul medical, la asistente. Sărași, neîngrijiți, vârstnici. Deci sunt niște cuvinte crunte. Dar știți ce? Este în oglindă, într-adevăr, un pic mai rafinat ceea ce urmează să zic, cu abordarea domnului Rafila, care permiteți-mi să vă citesc. Te rog. Eu am îndoi în ceea ce privește această situație. Mai ales că discutăm despre un asistent medical care afirmă că medicii ar fi administrat tratamentul incorrect. Da. Această abordare pe care o are domnul Rafila, nu zic, poate așa este, dânsul este doctor, vrea să protejeze în continuare familia profesională din care vine. Dar aici îmbracă haina de ministru al sănătății, în care reprezintă și medicii, și asistentele, și mai ales cetățeanul, pacientul. Într-o astfel de situație, nu încerci să pui Batista pe țambal și să zici, eu nu prea cred în asta. Pare așa o dorință de mușamalizare încă de la momentul T0. În loc să fie acolo, la spital, în loc să trimite așa ca un vătaf, să meargă corpul de control să verifice. Nu zic că trebuie să facă niște gesturi populiste. Nu sunt adeptul gesturilor populiste să descindă în colentină. Dar mai multă empatie poți să arăți în astfel de situații. Mai multă seriozitate și încredere pe care s-o transmis nouă tuturor ca și opinie publică care ne uităm. Acum, eu vă spun sincer, sentimentul pe care îl încerc este un sentiment în care se dorește punerea Batistei pe țambal. Asistentele au vorbit aiurea, nu știu ele, că oricum sunt an lumină sub doctori. E o răfuială internă, sunt niște meciuri interne. Da, domne, gândiți-vă la familiile acestor oameni. Dar nu se gândește nimeni la familie. Dacă aveai o rudă, da, erai aparținător unei persoane care era acolo internată, cum te-ai fi simțit când ai fi citit genul ăsta de declarație? Adică oamenii oricum vor avea niște suspiciuni. Da, nu știm dacă ele sunt rezonabile sau nerezonabile. Dar faptul că îi tratezi cu atâta lipsă de respect, da, și cu atâta dispreț, îi adâncește în această atitudine plină de suspiciune. Da, doamna Tatoiu, v-am lăsat din nou la final acum, vă rog. Ce vreau să înțelegeți, că se întâmplă în toate spitalele în care managementul este defectuos, politic, oamenii buni, eu știu doctor excepțional din Pantelimon, care au încercat să schimbe și au văzut că sistemul este în cancer gradul 4, și-au plecat de acolo. Spitalul Pantelimon nu e un spital în care nu sunt medici. Nu mai sunt că pleacă. În momentul în care șeful tău este angrenat în tot felul de aranjamente cu... Știți cum circulă banii în spital? Da. Doctorul ăla pleacă să-și facă meseria și să-și respecte jurământul. Nu poți să-ți respecti jurământul când ai un șef care nu are niciun, cum spunea și domnul Vigorescu, care are empatie. Urmărim ce se întâmplă. Miercurea viitoare trebuie să vină raportul. Până atunci o să vedem ce mai spun procurorii, poliția. Mergem mai departe. Discutăm despre taxa pe boală. Nu e așa că, uite, în statul ăsta în care doctorii ne spun că sunt spitale ale săracilor, guvernul ne spune că trebuie să plătim taxă dacă suntem bolnavi. S-a inventat boala obișnuită pentru că s-a scos taxa pe boală după 100 și ceva de zile de la pacienți cronici, pacienți oncologici, mămici și așa mai departe. S-a lăsat pentru boli obișnuite. E constituțional, nu-i constituțional, ne spune domnul Augustin Zegrean, fostul președinte al Curții Constituționale a României, pe vremea când aveam o curte constituțională a României. Bună ziua, domnule președinte, vă mulțumesc mult că sunteți aici. Mulțumesc eu de invitație. Domnule Zegrean, e constituțional, nu e constituțional să rămână o taxă pentru boli obișnuite? Ne spun ei cât de bolnavi suntem și dacă e grav sau nu. Undeva ce înseamnă boli obișnuite, este definită undeva o boli obișnuită? Sunt încadrate boli 0-1, da, răceală, durere de nu știu ce, da. Păi nu sunt obișnuite, 0-1, 0-2, 0-3, da. Nu este normal, pentru că oamenii aflați în situații identice trebuie tratați identic. Deci trebuie, din punct de vedere juridic, sigur, tratați identic. Dacă cel care are o boală obișnuită are 30 de concediu medical, îi plătiți ca și la cel care are cancer săracul și moare după nu știu câtă vreme, că acum moare la spitale. Deci nu este o regulă ce au făcut, chiar nu e în regulă, dar nu e prima dată și nu este singura lege neconstituțională în țara asta. Sunt foarte multe. Bun, dar în sine, de la bază, această taxare, pentru că oamenii plătesc oricum contribuție la sănătate, îi mai pui încă o dată să plătească pentru concedii, acesta e... Nu, atunci asta spuneam, că nu se poate face lucrul acesta, pentru că oamenii aflați în situații egale, sunt în situații egale, că sunt contribuabili, sunt bolnavi. Da.
trebuie tratați identic și la fel. Nu poți să-i tratezi diferit. Și nu poți să, în funcție de boala pe care o are, păi când plătim în funcție de boli pe care o să le avem. Și asta e adevărat. Nu cred că plătim în funcție de... Deci nu cred, nu știu ce au fost, de ce au făcut asta, pentru că oricum banii la sănătate nu ajung, nu știu de ce n-ajung, pentru că probabil că și rău, e prea mic procentul care plătim, aici o să-ți vă spăreați, părinte, spune asta, în alte țări mult mai mare, dar și pretențiile aici sunt foarte mici față de celălalt, unde se plătește mult, pentru că pretențiile pot fi mari. Deci nu e în regulă ce au făcut. Cred, sper să-și revină, sper să avocatul poporului să sesizeze Curtea Constituțională, să tragă atenția că nu poți să faci chiar ce vrei, pentru că, și o le mai spun o dată, stat de drept este acela în care cel care dă o lege este obligat să o respecte, deci să respecte legile și Constituția. Și legiuitorul are această obligație. Mulțumesc, domnule Zegrean, foarte mult pentru prezența aici la Politica Zilei. Bogdan Matei, de ce nu eliminați toată taxa? De ce pe bucăți? În fiecare, a treia oară când s-a încercat să se umple la această ordonanță, întâi s-au scos pentru o parte, după aia s-au mai adăugat și bolnavii cronici, acum ne-au lăsat cu boli obișnuite. Stabilește statul, asta nici în triburile alea din Africa nu s-a hotărât până acum, stabilește statul cât sunt eu de bolnavă și dacă sunt suficient de bolnavă, cât să nu plătesc. Da, în prima fază această ordonanță a arătat și mai rău și ați comentat-o și dumneavoastră și am fost de acord cu toții. Acum am revenit la o nouă formă a acestei noi impozitări pe ceea ce înseamnă taxa pe boală, dacă putem să-i spunem așa. Din analiza făcută la momentul respectiv reieșea că sunt câteva milioane bune de concedii medicale nejustificate și atunci s-a găsit această soluție care sigur a stârnit foarte multe discuții. Eu sper că într-un viitor cât mai apropiat, să nu dureze foarte mult, să se facă o nouă analiză și de ce nu să se revină la forma... Ce înseamnă nejustificate? Pentru că eu am mai întrebat ieri și un liberal, domne, aveți o statistică, nu știu, s-a dus vreo instituție de control, s-a dovedit undeva că unii, niște hoți, au fraudat, domne, sistemul ăsta, adică știm concret? Eu n-aș putea să vă spun dacă știm concret cazuri de medici. Păi n-a putut nimeni să-mi spune, e ca la oamenii ăștia de muri săraci. Da, din păcate eu nu pot să afirm așa ceva, că există medici care dau concedii medicale ilegal. Așadar, din punctul meu de vedere, așa cum vă spuneam și la început, îmi doresc o reanalizare a acestei legi și de ce nu să se revină la forma inițială, așa cum spunea și domnul președinte Zegrean, poate fi și o formă de discriminare și atunci cu siguranță că se va reveni la forma inițială dacă Curtea Constituțională va constata acest lucru. Ziceți, Zoata Toiu. Deci, șefa Casei Naționale de Asigurări de Sănătate, care are toată baza, aia de contează, este numită de domnul Ciolacu în perioada lui Da, e de la Liberal, doamna, da, așa. E prietenă cu firmele de farma. A uitat să declare niște contracte, da. S-a dus, sau domnul, că a fost și domnul Boloș, a mai plâns și el, că sunt prea multe și băi. Ați cerut datele? Că eu, dacă mi le dați mie, eu în două ore, într-un Excel, vă fac toată analiza. Și vă fac și un grafic. Și aflu și numele doctorilor, că nu sunt mulți care fac măgări. Păi ci că au numărul de concedii, pe medici, pe tot, dar nu știu la ce le folosește. Că și spui, domnule, Ionescu, Popescu, asta, gata. Și nu trebuie să... Deci, vă dați seama că un om care e bolnav și cu o răceală, și cu o durere de spate. Eu am așa și 67 de ani. Dar sunt și răceli grele. Răcesc, da? Eu când răcesc, nu pot să mă scurg în pat. Bun, hai. Spun eu ceea ce le-a dat ideea. N-ați făcut nimic. Da, Gabriel. Ceea ce le-a dat ideea acestei inegalități de tratament, da. Dar aici prevederea este clar discriminatorie, pentru că vorbim despre impunerea, da, cu CASS doar a unor indemnizații de concediu medical, dar spuneam ceea ce le-a dat ideea este chiar actuala reglementare, care oricum îi discriminează din punctul meu de vedere pe cei cu boli obișnuite încadrate de lege ca boli obișnuite, deoarece ei beneficiază doar de 75% ca indemnizație de concediu medical din salariul brut pe care îl au, față de bolile grave care pot ajunge la procente între 80% și 100%. Deci asta le-a dat ideea, păi ăștia care oricum beneficiază de 75% din salariul brut,
ca și concediu, indemnizație de concediu medical, nu-i nimic, lasă-i să plătească, pentru că oricum legea îi încadra într-o manieră defavorizantă. De acolo au plecat. Era deja o situație de inechitate pe care acum o afundăm. Și totuși e vorba de sănătatea oamenilor. Asta mi se pare cinismul suprem. Am zis, deci în triburi nu există așa ceva. Deci, și ce mi se pare, Horia, spune imediat, e altceva. A venit Ciolacu și a zis, domne, le dăm scutiri. Adică statul îți dă facilitate, că ești bolnav, zici că e facilitate de aia fiscală, de le-au scos de la agricultură. Da, mai întâi domnul Ciolacu ne-a luat la mișto când ne doare spatele sau suntem răciți. Nu se ajung eu, da. Doi, cu o onestitate de plină pe care o admir, cei drept la domnul Matei, ne spune, doi, erau prea multe și părea că dăm prea mulți bani, așa că am zis să le taxăm, că mai plătim mai puțin bani înapoi. Nu vorbește nimeni de câți bani nu a dat statul totuși angajatorilor care au plătit toate concediile medicale. Se vorbește în general și inclusiv în emisiune la tine, s-a vorbit în repetate rânduri, dar se face că uită guvernul că are restanțe cu miliardele către mediul privat. Problema cu dacă ai suspiciuni, băi, stați puțin, nu toată România care se îmbolnăvește este un corupt care a dat 50 de lei sau 100 de lei la doctorul de familie să-i dea un concediu. Ce zice aici de natatori? Băi, sunt cazuri, hai să, cum zice domnul Ciolacu, hai să fim sinceri, mai sunt și cazuri de genul ăsta. Dar rezolvați problema, că de-aia sunteți stat, nu încercați să pasați problema pe noi cetățenii. Rezolvați problemele ca autoritatea statului. Duceți-vă și controlați pe medicii de familie care dau contra 50 de lei, 100 de lei sau cât o fi tarifarul pentru așa ceva, concedii ilegale din această perspectivă. Singura soluție este clar, 100% eliminarea acestei inepții, rezistă. Taxe care n-are absolut nicio logică, taxa trebuie să fie totodată o contraprestație pentru ceea ce primesc oamenii ăștia și ar fi putut, deși nu sunt de acord cu modificarea pe care au făcut, dar ar fi putut să arate minimă empatie în această măsură, schimbare a legislației, să dea înapoi banii pentru astea 3 luni de zile. Și eu m-am întrebat, pe care i-au colectat ăștia? În mod, cum am constatat, e imoral cel puțin, ilegal nu, că era legea în vigoare. Dar se poate puțin face imoral. Ceva legislativ în sensul ăsta? În momentul în care au dat legea respectivă, da? Puteau să acopere și acest aspect. Legea civilă nu retroactivează, sigur că însă da. Se poate institui o dispoziție legală care să dispună restituirea acestor sume. Da, doamna Tatoiu. Cum s-a întâmplat că ne-au luat 10% pentru sănătate la pensionari Așa e, că au taxat la pensii. Și le-au dat înapoi. Nelegal, că a fost curtea constituțională, a zis nelegal. Da, aici avem nevoie de CCR, dar acum doar avocatul poporului poate nu să meargă la CCR. Nu puteți din Parlament, de exemplu, să faceți o contestație. E o ordonanță. Când va veni legea de aprobare. Păi doamna Weber e preocupată cu camerele din școli, dragă, nu are treabă cu astea. Da, Bogdan Matei, dar poate le propuneți în coaliție acolo, într-adevăr, să dea oamenilor bani înapoi. Măcar pe astea trebuie. Doamna, bolnavi de cancer, domne, la mămicile acelea, la, eu știu, urgențe. Da, decizia ultima pe care s-a luat cu privire la modificare a fost aceea că cei care astăzi sunt beneficiari de concedii medicale să nu mai fie taxați cu o nouă taxă așa cum a fost instituită. Așadar, din punctul ăsta de vedere, o mică parte cred că a fost rezolvată, dar repet, din punctul meu de vedere și este unul personal, cred că trebuie reevaluată această trebuie eliminat, dar toți ziceți că trebuie eliminat, dar nimeni nu face. Adică guvernul nu face. Știți cum e asta? Sunt care fură de pe magazine. Eu zic să ne taxați la... Adică asta e în privat, dar nu funcționează. Dar să ne taxeze în privat când intrăm în magazine, că-s doi care fură o dată pe lună. Asta face guvernul cu noi acum. Facem o taxă, domne, că știm noi doi care au furat pateuri. Bine, Bogdan Matei, îți mulțumesc foarte mult. Scurtă pauză de publicitate. Ne întoarcem pentru că vreau să vă arăt cazul Pascu imediat. Nu mai am încredere nici măcar 1%. Eu acum vreau, prin vocea oamenilor, să se audă acolo unde trebuie și să poată cineva să ne facă dreptate. În țara noastră banul este la putere. În țara noastră banul cumpără totul, de la justiție, la cei care ne conduc. Pe Sebi nu-l mai am și nu mai mi-l aduce nimeni înapoi. Fac asta pentru fata mea și pentru ceilalți copii care există și sunt în viață, să nu mai moară din cauza
din cauza unor drogați care se urcă la volan. Eu cred că se urcă conștienți la volan, părerea mea. Au o singură scuză, că ei nu mergeau, care s-au agățat și care o aduc de fiecare dată în proces, că ei nu mergeau regulamentar, că trebuiau să meargă invers mersul mașinii, adică pe partea cealaltă cu fața la mașini. Asta e singura lor scuză și singurul lucru de care se agață. Că nu mergeau pe cealaltă parte a drumului. Pe cealaltă parte a drumului, nu știu dacă știți, erau niște boscheți foarte mari și ei trebuiau să meargă exact pe șosea. Adică în partea liniei, adică pe șosea. Nu aveau cum să meargă. Ei trebuia să, în curbă, să traverseze de unde se termina, de unde se termina drumul care avea trotuar. Eu cred, părerea mea, copiii au mers exact pe unde trebuiau, exact pe unde... Este mărturia tatălui lui Sebi, băiatul ucis la 2 mai de Vlad Pascu. Mâine seară, la ora 7, în Piața Victoriei, este un manifest pentru victimele tragediei de la 2 mai. V-am arătat zilele trecute acea conversație pe care a avut-o pe telefonul tatălui lui Vlad Pascu, Marian Ceaușescu. Doamne, mare anchetă și că la penitenciar acolo și s-au interzis dreptul la vizită, la vizite. Gabriela Savu, vreau înainte însă să arătăm ce spune tatăl lui Pascu. După ce el singur a luat telefonul, l-a dat să vorbească Marian Ceaușescu, zice, au făcut o ședință sau o comisie, cum s-o numim, ăsta are un tupeu nemărginit. L-au tăiat temporar pe hârtie și verbal, au spus că 6 luni dreptul de a mai lua contactul cu mine. Am greșit așa de rău că nici nu știu ce să mă fac eu, nici măcar nu locuiesc în România permanent. Era singurul mod de a comunica cu el. A fost avocatul și a spus că raportul făcut este un raport grav în urma unei abateri disciplinare foarte grave și că îl va afecta în viitor atât la discutarea pentru schimbarea măsurii de arest preventiv, cât și pe toată durata executării pedepsei. Se pare că o să-l mute la maximă securitate. Nici nu știu ce să mă fac. Ce să te faci? Trebuia să te faci de mult de când l-a educat când era mic. Da, Gabriela. Da, prezintă lucrurile ca și cum ar fi așa ceva, o bagatelă, da, o banalitate. Da. În realitate, trebuie să știți că relațiile acestea cu exteriorul din penitenciar se desfășoară conform unor regulamente. Există un regulament potrivit căruia se iau toate măsurile acestea privative de libertate și există și un regulament de ordine interioară al respectivului penitenciar, iar dreptul deținutului de a comunica cu exteriorul este cât se poate de strict reglementat. Aceste legături telefonice se fac, desigur, contra cost, pe cheltuiala persoanei care este în regim de deținere, dar pe baza unei cereri scrise, în care indică în mod clar persoana pe care urmează să o apeleze, categoria de persoane pe care le poate apela este din nou reglementată prin lege, prin acest HG. Nu poți să cheme așa pe oricine la telefon, deci chiar dacă ai indica în cererea scrisă o persoană care nu este prevăzută de lege, trebuie printre persoanele pe care le poți apela din penitenciar, nu o poți face. Această cerere este aprobată de directorul penitenciarului. În ipoteza în care tu indici în mod fals că asta este problema aici, de fapt, că ai indicat că îl va suna pe tatălui, da, care într-adevăr este rudă de gradul 1, are dreptul să-l contacteze telefonic pe tatălui, asta a scris în cerere, da, că va contacta pe tatălui la numărul de telefon X. Ei, în realitate, convorbirea telefonică s-a purtat nu numai cu persoana indicată în cerere, dar și cu altă persoană. Asta este problema. Asta constituie abatere disciplinară gravă și este sancționată conform regulamentului. Mare brânză, tatăl lui Pascu nu pricepe nici asta. Ne-a zis că ce copiii ăia nu veneau de la teatru, că fiul nu era drogat oricum. Deci nu e pe sistemul că, da, tu poți să iei legătura așa cu oricine, ți-l dă la telefon cel care avea dreptul să vorbească cu tine și poți să iei legătura cu cine vrei tu. Acest domn nu face nimic altceva decât să înrăutățească situația pentru toți factorii, actorii implicați. Pentru băiatul lui, că îl pune într-o astfel de situație, nu mai zic de ce creștere și educație a dat de-a lungul anilor, dar în momentul de față, prin toate acțiunile pe care le are în spațiu public, această abordare îi face rău, inclusiv fiului lui. Face rău părinților,
care au rămas fără copii, care n-au avut absolut nicio vină, pentru că manifestă această lipsă de, din nou, empatie, o dispreț total, da, o indiferență de plină față de ceea ce s-a întâmplat cu copiii respectivi. Încearcă să creeze o falsă teorie conform căruia ar fi fost copiii de vină, că ce ne spunea tatăl unuia dintre copii a mers pe partea eronată. Nu știam că e sens de deplasare pentru pietoni, habar n-aveam că există un sens de deplasare pentru pietoni, e voie să mergi doar pe dreapta sau pe stânga. Este un om care a acaparat aproape în proporție de 50% discuțiile din spațiu public cu privire la acest caz. Adică în loc să vorbim în continuare despre, păi există astăzi la 2 mai trotuar pe care să meargă următorii tineri din vara următoare să evite un astfel de accident, e luminată zona respectivă din 2 mai, domn primar, sunteți în campanie electorală, ați făcut ceva, e o temă superbă pe care o rezolvați cu 2 lei, metaforic vorbind, din bugetul dumneavoastră. Nu vorbim despre lucrurile astea, nu este doar 2 mai, sunt mii de 2 mai în această țară în care copiii care n-au absolut... Și mii de Vlad Pascu. În loc să vorbim până la urmă de evitarea unor astfel de situații în care niște copii sau oameni mari se urcă la volan, beți, drogați sau pe de altă parte avem o infrastructură de 2 lei care este copărtașă la ceea ce s-a întâmplat în această dramă. Faptul că acolo oamenii, copiii aceia n-au avut altă alternativă și că a venit acest individ, este o conjunctură total nefavorabilă. Sau despre poliția care nu și-a făcut treaba. Nu mai vorbesc despre poliție, sigur. Voi nu știți cum este Vlad Pascu. Soțul meu s-a judecat cu el pentru a salva un par. Cu Mihai Pascu. De ce? Cu tatăl ăsta. Da, da. De care vorbeam. Da. A încercat să-l bage la pușcărie. A înscenat împreună cu poliția. Deci omul ăsta a căzut tot timpul în picioare plătind. Normal că nu înțelege de ce nu mai poate să plătească. 10 ani s-a luptat. I-a trecut, putea să-l bage la pușcărie. Pe bărbatul meu, care salva un parc. Despre această familie vorbim. Și era cu copilul de mână. Când înjura, blestema, făcea că el este stăpânul. Deci asta a văzut copilul la tatălui. Și omul ăsta nu se va opri. Tatăl care mi-a dat lacrimile. Deci, îl vor spăla, vă spun. Deci, eu m-am rugat și mama s-a rugat ca să putem... Mi-a fost frică că soțul meu se îmbolnăvește de nervi. Au o putere extraordinară, pentru că au foarte mulți bani. Și asta explică de ce unul din martorii din dosar și-a retras declarațiile. E vorba de doamna de la magazin, de unde și-a cumpărat în noaptea aceea diverse lucruri de la magazin. Da. Vă mulțumesc foarte mult tuturor. Mulțumesc, doamna Tatoiu, mulțumesc avocatei Gabriela Savu, mulțumesc Horia Grigorescu. O scurtă pauză, ne revedem de la fix, va fi în direct aici și liderul USR Cătălin Drulă. Însă o să vă arăt cum se întoarce situația în dosarul DNA al socrilor lui Cherecheș. Ne întoarcem.